Soldat de tron, mă numesc eu gen. I-am lângă mine pe Silviu și Adi. Iar astăzi urmează să devenim bogați sau să intrăm într-un minus enorm, pentru că urmează să cumpărăm 1000 de bilete de loto și să vedem dacă putem câștiga premiul cel mare. Iar acum, băieți, să mergem să cumpărăm cele 1000 de bilete. Deci am ieșit din primul magazin și avem în total 377 de bilete. Fiți atenți cum arată, dar deja am cheltuit aproape 500 de euro. Deci fiți atenți care e ideea. La început noi voiam să... cumpărăm doar bilete de un fel. Însă, după ce ne-am mai gândit și după ce ne-a spus vânzătoarea că nu avem cum să găsim mai mult de 100 de bilete într-un magazin și ca să nu umblăm tot orașul, am zis să cumpărăm de mai multe tipuri. Deci aici avem undeva aproximativ la vreo 6-7 tipuri de bilete. Și fiți atenți, putem câștiga chiar și mașini! Abia aștept să încep să răzuiesc, dar voi să nu cumpărați niciodată bilete. Doar că acum, hai, un pic mai repede, eu mă simt dacă sincer că stau cu... nu știu, un milion, dar cum ar fi să ai un milion de aici, 2 milioane de aici, vreo 4 mașini de aici, merge, eu zic nu merge. Mai postăm pe canal, da, după aia ne vedeți. Prieteni, a venit și Silviu, acum suntem la al doilea magazin pentru că nu putem să le adunăm pe toate 1000 dintr-un magazin, așa că vedem câte găsim aici. Și partea bună, am mers 2 km și niciun de o mașină mare neagră din spatele nostru, deci e ok. Nu, eu cred că ei așteaptă să adunăm cât mai multe, după care să le ia pe toate odată. Vezi că vine elicopterul așa ca GTA după noi. Hai să vedem. Să golim următorul magazin. Următorul portofel, mai bine. Am venit să vă cumpărăm de lei. Da? Da. Câte aveți? De 20 de lei. Să vă dau să vă alegeți? Din care? De toate felurile de 20. Da, și toate le luăm. Toate, da. Aduceți la depozit. Ori câștigăm, ori pierdem. Adică e din două una. Avem două opțiuni. În sfârșit, visul meu devine realitate. Vom lua multe, multe bilete de loterie împreună cu Adi și Eugen. Desigur, echipa Orange Blue le cumpără, de aștept să le răsuiesc. Maxim am câștigat odată 250 de lei, dacă nu greșesc, într-un bilet. Acum o să vedem, poate câștigăm milionul. Dacă câștigăm milionul, scoatem piesa milionul. Da. Da. Următoarea muzică se va numi Am bilete de loterie, un sac, sunt ca Scrooge McDuck. Pe loc să ne ajungi să faci și de asta, stand-up, comedy show. Nu-ți permite în magazin să facem vlog. Să fiu camera în spate și zice glumi. Cine, eu? Netan. Cum e camera în spate? Nu așa țineam. Țineam minte? Ca la cutii, v-ați zis să țineam cutii. Așa ține. Eu îl filmam. Prieteni, în magazin trebuia să mai cumpărăm încă 6 bilete ca să facem 1000 și fiecare random am ales câte 2 bilete, așa că o să vedem cine din noi are mai mare noroc la câștig. Asta o să facem în studio. Silvia a vrut să-mi ia biletul ăsta. El a zis că e cu noroc. Asta eu o să le țin la mine, le pun în chiloți. Abia aștept să văd cine câștigă cel mai mult. Desigur că eu, pentru că episodul trecut am câștigat 1000 de euro, dacă țineți minte. Așa că abia aștept să răzuiesc toate astea. Nu, pe parcursul episodului vom avea o grămadă de challenge-uri interesante pentru voi. Deci nu va fi plictisitor, nu vom roade doar tot episodul, dar vom face și alte lucruri super tari. Deci urmăriți până la final. Și apăsați pe un de like de pe acum. Ca să scoate o investiție. Dacă măcar cu bani, nu cu like-uri. Apropo, am pus pariu cu Eugen că dacă câștigăm 1 milion azi, mâine scoatem videoclipul la milion. Așa e, Eugen. Dacă câștigăm, sigur, scoatem 2 piese, partea 1 și partea 2 la milion. Apropo, scriți în comentarii dacă voi așteptați videoclip la piesa milion. Milion, milion, dolari de card. Poți să-mi permiți viața de împărat. Prieteni, avem pe masă toate cele 1000 de bilete pe care le-am împărțit la 3. Fiecare în față are câte 333 de bilete. Le vom răzui și vom vedea care dintre noi are mai mare noroc. Eu cred că eu voi avea cea mai mare. Că tu ești mai mare? Adi. Nu funcționează așa, Adi. Deci, cu ce răzuim? Cu unghia! Nu, fiți atenți, am o idee. Aici, da, în cană, am... Uite așa monede. Fiecare își va alege câte o monedă. Eu o să iau, uite, 10 cenți. Eu o să iau pe asta, sovietică, fiți atenți cum arată. Este din anul 1989. Păi stai un pic, dacă e sovietică, înseamnă că dacă știi ceva, împarți cu toți.
Corect. Nu. În total, pentru 1000 de bilete am dat 1000 de euro. Adică un bilet valorează 1 euro. Acum, cum credeți? Care este probabilitatea să ieșim în profit? Eu zic că e foarte mică, deoarece pe spatele la fiecare bilet avem, uite așa, un tabel în care este indicat probabilitatea de câștig. Deci avem așa, avem 297.000 de bilete, dintre care dintre astea 297.000, doar un bilet e cu 1 milion. Adică acel bilet se află pe masa noastră. Să sperăm. Acum urmează să începem să răzuim. Biletele câștigătoare le punem în partea stângă, cele necâștigătoare în partea dreaptă. Și la final o să vedem care este diferența. Și vom mai vedea încă un lucru la final. Cele câștigătoare le vom calcula și vom vedea în primul și în primul rând profitul, sau mă rog, minusul în care intrăm, și fiecare cât a adunat. Să vedem care dintre noi este cel mai norocos membru din Orange Blue. Prieteni, noi nu promovăm aceste bilete, o facem din punct de vedere experimental. Dacă o să câștigăm sau nu, o să vedem împreună. Așa că priviți acest video până la final să vedeți care sunt rezultatele. Și vreau, înainte de toate să începem, vreau să scrieți în comentarii chiar acum cine credeți că este cel mai norocos membru din Orange Blue. Adi, Eugen sau Silviu? Scrieți Eugen, pentru că eu o să câștig. 3, 2, 1, stop! Eu o să încep cu Trifoi. Hai să vedem. Deci, cifra 7 este mereu norocoasă, am să încep cu ele. Pe lângă biletele cu câștig bănesc, mai avem și bilete cu mașini. Asta cred că e cel mai entuziasmant dintre toate. Băieți, văd că am început cu cele cu Trifoi. Prieteni, am Trifoi câștigat deja 20 de lei. Adică cum am câștigat? Biletul costă 20 de lei și am câștigat pe el 20 de lei. 0 lei. Deci, un mic noroc tot este. N-am intrat în minus. Prieteni, următorul bilet am câștigat 30 de lei, adică 10 lei în plus. Așa, bravo, am început foarte bine. Și premiul cel mare, 20 de lei. Ia ieși pe 0. Adi, nu ești singurul? Încă un bilet, a treilea bilet la rând câștigător, 20 de lei. Am rămas tot cu 10 lei în plus. Așa, e bine. Două bilete răzuite, minus 2 euro. Mergem bine. Încă 30 de lei câștigători. Deja am 20, dar sunt în minus. Câte sunt necâștigătoare deja? Prieteni, fiți atenți! Numărul 18. Dacă am numărul 18 undeva pe aici, înseamnă că am câștigat ceva. Și să răzuim împreună, am câștigat 20 de lei. Adică 1 euro. Artificii! Prieteni, 50 de lei! Cifra 7 mi-a adus 50 de lei. Deci este un pic de câștig aici, dar oricum încă sunt în minus. 30 de lei! 50 de cenți! Profit! Și avem parte la tragere la sort pentru joc TV. În sfârșit mă cheamă cineva la TV! Este, prieteni, primul premiu mare de 77 de lei, 77, deci am undeva, nu știu cât, dar cu un 7 la final. Și mai fost măcar încă un 7, era mai bine, dar bine că nu sunt în minus cu biletul ăsta. În jurul meu toți câștigă, eu v-am câștigat doar 3 euro, ce se întâmplă, sunt nenorocos. Dar în comentarii oricum scrieți, Eugen va câștiga, pentru că fiți atenți că câte bilete mai sunt. Opa, este, am și un câștig. Este 20 de lei, ca lacrima. Lacrima amară, lacrima amară. Așa vom cânta la final. Prima categorie de prieteni, am finisat. Prima categorie. Prieteni, prima categorie de bilete am finalizat-o și uitați-vă aici rezultatul. Acestea sunt câștigătoare. Dacă 3 bilete sunt mai mult decât 20 de lei, e bine. Și acestea sunt 0. Deci uitați-vă diferența. Deja sunt în minus. Adică nu eu, dar echipa Orange Blue. Iuhu, 30 de lei! A, de-ar fi dat. Cel mai mare câștig de până acum la mine, 30 de lei. Fiți atenți, am luat primul bilet din altă categorie de bilete și am câștigat 40 de lei. Sper astea să fie încă și mai câștigătoare. Este 77 de lei! Ia narate! Cifra 7 este norocoasă pentru mine. Am să mi-o pun în fiecare seară deasupra capului, așa când am să adorm. Poate câștiga și în viața reală. Oba! Prieteni, 40 de lei pe un bilet, deci avem 20 într-o parte și 20 în alta. 40 de lei! Am luat următoarea categorie de bilete și, din nou, primul bilet este câștigător. Celelalte le-am terminat și, după cum vedeți, s-au adunat mai multe pierzătoare decât cele câștigătoare. Dar am început bine cu cealaltă categorie. Să vedem mai departe. Deci, ca să nu fie videoul doar cum noi răzuim toate aceste bilete, am o idee de cele. Hai. Luăm fiecare câte un bilet. Câte un Trifoi, din astea cu Trifoi. Ok. Câte un Trifoi fiecare?
care luăm, ne vom răzui și cine are cel mai mic câștig. Nu, ăla... cine primul câștigă ceva. Da, dă bobârnac la ceilalți. Să începem. Așa repede ați răzuit? Da. Băieți, vreau să vă zic că aceste bilete nu sunt cu noroc. Fiți atenți câte deja am răzuit și câte am câștigat. Da. Începem cu următorul. Hai din altă, hai din mașini, hai din mașini. În mașini? Hai. Da. Prima dată răzuiesc din mașini. Dar care sunt simbolurile câștigătoare aici? Nu înțeleg. N-am găsit nimic. Hai, alt bilet. Silviu, care zici? Biletul 7? Da, 7, eu n-am răzuit niciunul. Hai de care? Din asta galben. Eu nu mai am galben. Verde ai. Ce trebuie de făcut? Găsești cifra 7, uite aici pe rândul ăsta și apoi și aici un diamant. Nimic. 6, 2, și bonusul? 0, 9, un diamant! 77 de lei! Wow! Stai, să nu fie sumă mai mare! Nu! Hai, uite! Fiți atenți! 77 de lei! Din hai. Prima! Bondam ești tu! Până acum am câștigat mereu și acum la bobârnac am pierdut. Nu e cinstit așa. Îmi plac aceste bilețele. Prieteni, eu am terminat toate biletele cu mașini. Deci, în toate aceste bilete, câștigătoare au fost doar atâtea. Una, două, trei, patru, cinci, șase. Șase bilete câte 40 de lei max. 40 de lei, băieți! 77 de lei! Bingo! 100 de lei! Prieteni, până acum cea mai mare sumă câștigată este de 100 de lei, adică 5 euro. Adi a câștigat. Acum un nou challenge. Cine o să câștige mai mult de 100 de lei? Acela dă câte un bobârnac celorlalți concurenți. Următoarea sumă după 100 de lei e 777 de lei. Eu nu cred că cineva care o să câștige 777 de lei o să spui, o să fii biletul ăsta, știți cum? Nu-i câștigător. Păi, din categoria asta, dar aici sunt alte sume. 200 de lei, uite, aici poți câștigi 200 de lei. Prieteni, acum ni se va aduce în față 3 platouri, în una din care va fi bilete de 100 de lei, în alta 50 de lei și în a treia bilete simple pe care le răzuim acum. Așa că hai să vedem ce vom primi. Deci așteptăm să le pună jos. Da, și alegem. Eu vreau pe el. Eu pe Silviu are noroc. No, de ce? Da! Wow! 10 lei! 100 de lei! Deci fiți atenți, biletul meu, cred că este cel mai interesant, are câștig de 10 milioane de lei! Clubul milionarului se numește. Acum challenge-ul care e? Fiecare va avea câte 10 bilete din categoria lui, da? Noi le vom răzui și vom vedea care sunt mai câștigătoare. Se merită să iei mai scumpe bilete, mai medii sau mai ieftine. Bilete de 20 de lei, 50 de lei și 100 de lei. Acum hai să răzuim și să vedem cine are mai mari șanse de câștig. Deci, eu am răzuit primul bilet 0, cum vă dați seama. Însă, mie îmi place foarte mult că mă uit pe bilete și văd aici procentajul de câștig. Gen, avem 234.000 de bilete, dintre care doar unul e cu 10 milioane. Dintr-un bilet de 100 de lei am făcut profit 0. Tot 100 de lei am câștigat. 100 de lei sus, 100 de lei jos. Profit 100 de lei! 200 de lei pe un bilet. Și ultimul bilet care e necâștigător. Deci fiți atenți acum. O să facem înainte ca să facem tot calculul de la final. Luăm așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bilete necâștigătoare din 10, da? Asta reiese 800 de lei pierduți. Și profit de... 300. Deci am pierdut din 1000 de lei 700. Am aici la mine 9 bilete a câte 50 de lei și nici unul nu este câștigător. Deci profit 0 și am pierdut 450 de lei. Aici, în aer s-au dus. Prieteni, din cele 10 bilete am câștigat doar 50 de lei. 8 necâștigătoare și doar 2 câștigătoare. E totuși mai mult ca la mine cu biletele de 50 de lei. Mult mai mult. Tu cât ai câștigat? 0, 0, 0, 0. Din 9 bilete niciunul, niciunul, niciunul. 500 de lei așa, da. Arș! Eu poate am făcut 300 de lei cu aceste bilete, însă biletul ăsta mi-a dus un cadou și mai bun, un premiu și mai mare. Bobârnac la băieți, pentru că 200 de lei, un nou record stabilit de mine.
E bun, da? E bun. Două. Mai am astea cu trifoi și astea cu miere. Astea cu miere sunt cele mai nașpa, pentru că doar priviți cât ai de răzuit aici. 100 de lei! Ba! Deci, 77, 100, 200. Hai, Silviu. Am început atât de bine. Prieteni, pe acest bilet am câștigat la două numere 40 și 60 de lei. Reiese că l-am egalat pe Eugen, suntem 100, 100 și 200 cele mai mari câștiguri. Și am mai avut un bilet în care am câștigat de 3 ori, 3 cifre s-au coincis, dar au fost doar câte 20 de lei. Am făcut 60 de lei cu ăla și cu ăsta 100 de lei. Prieteni, dacă vreți partea a doua în care o să cumpărăm 5.000 de bilete din România, strângem la acest video 100.000 de like-uri și cheltuim iarăși o grămadă de bani pentru voi, ca să vedeți dacă se poate de câștigat din aceste bilete nenorocite. Deci până acum e doar efort depus, am transpirație, e cald, doar degetele, fiți atenți doar cei din mâinile noastre și fiți atenți ce e pe masă. Bani pierduți, o grămadă, nervi pierduți, e nașpa, nu faceți asta. Cumpărați mai bine înghețată. Prieteni, l-am egalat pe Adi, adică am câștigat și eu un bilet cu 200 de lei. Fiți atenți, pe partea asta am câștigat 30 de lei, 70 de lei și 100 de lei. Deci, suntem la egalitate cu Adi. Adi, competiția continuă. Este încă un bilet de 200 de lei. Deci am dublu 200 de lei. Adi, să știi că te-am întrecut la câștiguri deja, la cel mai mare. Aștept și tu să... Eu deja m-am plictisit. Deci, eu zic așa, facem un alt fel de challenge. Echipa Orange Blue ne va aduce acum în față 3 platouri. Câte un obiect în fiecare platou. Noi vom alege și va trebui să răzuim mai departe cu obiectul dat. Hai să vedem. 40 de lei. Nici nu mai spune deja. Eu voi alege pe asta, nu știu. Simt că ceva se rotește aici. Asta e bun pentru metal! Fiți atenți, este perfect pentru a răzui. Trebuie, uite, această bucată să fie răzuită. Mingea de gol, vă zic deodată, măi. Dar mie ce mi-a rămas? Ei, ce-s astea? Acum hai să vedem dacă am câștigat. Nimic, 1, 2. Ei, cum să răzuiesc eu cu asta? Stați un pic, stați un pic, că dacă răzuiesc cu asta, rămân până mâine aici. Și tot nu răzuiesc până la urmă. Am să încerc altfel, cu platoul. Foarte dificil, dar reușești. Deci, mingea mi-a adus un câștig de 30 de lei. După cum vedeți, nu sunt eu chiar cel mai norocos om din lume. Vreau să fac un lucru, vreau să-mi chem talismanul meu norocos. Andreea! Încă. Din toate biletele astea, alegi 3. 1, 2, 3. Acum ia-i loc și le răzuiești. Dacă ai steluță, câștigi. Okay. Nici o steluță. Mai departe. Astea 4. Și mai departe trebuie să răzuiești aici. Dacă îți scade un număr de aici, aici, e câștigat. Da. Încă 20 de lei. Trifoi cu 4 foi? Stai. Noi avem ceva ieșit din comun. Avem un trifoi, dar ce înseamnă trifoiul? Unde? Nimic. Nu, uite, trifoi. Vreau să citești de pe alt bilet. Stai, câștigați premiul indicat. Dacă îți căperise mod, dar tu... Am câștigat 30 lei. 30 de lei! Uuuu! Aplauze la primul bilet a Andrei! Avem 30 de lei, prieteni! Da, deci, 30 de lei. Țin, următor. Hai, dai mai departe. Astea sunt cele câștigătoare? Da, alea câștigătoare. Hai, mai departe. Ok. Măi, ce e asta? 14, 16, 17, uite, deci 12, 13, 14. Și un bilet. Hai să vedem dacă Andreea e câștigătoare sau nu. Să vedem dacă Andreea rămâne în Orange Blue sau nu. Ha? Și felicitări, Andreea, nu ai câștigat nimic. Am câștigat 30 de lei. 30 de lei. Ce ai mai făcut în atâtea bilete, vezi? Talismanul lui Adi norocos. Deci, prieteni, fiți atenți, am o altă idee. Mașina mea se numește, modelul ei este talisman. Ce înseamnă talisman? Ceva ce îți poartă noroc, da? Așa că voi lua acest bilet, îl voi pune pe mașină și să vedem dacă mașina va purta noroc sau nu. Mie cel puțin mi-a purtat noroc, mai ales în depășire. Hai să vedem. Deci, începem cu șosetele, nimic. Deci, 20, 14, 40, 7, 17. Fiți atenți, dacă acum cade aici un milion, fac așa, reverse și direct înainte, prin poartă mă duc. 33 și 12.31 și mașina mea nu-i norocoasă la așa ceva. Încă 200 de lei în acest bilet. Deci am câștigat deja de 3 ori câte 200 de lei. Până când e cel mai mare câștig deocamdată. Așa, mai vedem, mai am, uite, atâtea. Băieți, am câștigat și eu 200 de lei. Următorul țel este o sumă mai mare de 200.
Gata, prieteni! Stai, mi-a amorțit mâna. Deci, am terminat toate biletele. Doar priviți aici. Acestea sunt necâștigătoare. Deci, și astea. Și doar atâtea am câștigat din grămada aceasta. Abia aștept să număr banii, să văd câți bani am câștigat aici. De fapt, am pierdut mai mult, dar să vedem cât s-au adunat aici. Hai, băieți, eu am fost biletele cel mai rapid. Biletele astea verzi sunt blestemate. Am câștigat doar 4 bilete din atâtea. Ce se întâmplă? M-am enervat. A venit momentul culminant din acest video să numărăm câți bani am făcut. Deci, băieți, notați aici. 20 de lei plus... E, să nu trișezi. Da, câte 20? Plus 20 de lei. Și plus 20. Scriți voi în comentarii cam ce sumă credeți că am aici în spatele ăsta. Cât am câștigat din toate biletele. Deci, este vorba de suma... 2144. Eu zic că e foarte, foarte puțin. Nu riscați niciodată. După aproximativ câte 4 ore de răzuit, am ajuns la ultimul bilet. Hai să ne rugăm ca biletul ăsta să fie cel norocos. Hai, Adi, Adi, Adi. Două borcănașe. Două borcănașe. Uuu! Numără și albinele. Trei borcănașe. Și atât. Ăsta este teancul meu de bilete fără câștig și toate astea sunt cu câștig. Urmează să le număr și eu și să vedem care este câștigul meu. Nu. Prietenii mei, au rămas doar două bilete câștigătoare, dar încă nu am răzuit să văd ce sumă am câștigat. Hai să începem cu prima. Nu, dă să ghicim, Ade. Eu 20 de lei. E, mi-ai luat! Mi-ai luat cifra, deci hai să fie 30 de lei. Eu zic 20 de lei. 30 de lei. 30 de lei. Eu am câștigat! Da, intuiție. Și mai avem 21 numărul. 20. 20? Fix, nu mai mult, nu mai puțin. Eu cred că e 10.000. Hai. 20! Deci fii atent, Eugen, de fapt eu am lăsat pentru final un bilet care l-am găsit pe la mijlocul episodului, dar l-am pus uite așa la sfârșit. Deci, vrem să te felicităm. La 3 îl deschizi, da? 1, 2, 3! Bravo! Tu! Ce acești bani! Nu e niciun bilet câștigător. Credeai că eu o să te cred sau ce? Tu mai bine făceai uite așa! Și plecai acasă dacă era câștigător, dar nu! Felicitări echipei Orange Blue pentru acest... Minus imens în care am intrat. Eu am crezut, dar când ai scos biletul verde, care n-a fost niciunul câștigător, am zis, nu, ceva aici miroase, da. Deci, trebuie să mai calculăm și eu, gen, apropo, nu știu dacă s-a filmat asta pe cameră, eu am 2044 profit, el are 2144, deci e cu 100 de lei în fața mea. Acum rămâne hai, să eu, vedem gen. Cât am câștigat eu. Adi, te-ai bucurat prea tare! Ia, am câștigat acest challenge! Cine e cel mai norocos? Eugen! Cei care au scris numele meu, să știți că sunteți cei mai tari! Cei mai norocoși au fost ăia care au alcătuit aceste bilete pentru noi, pentru ăștia care cumpără bilete. Ei au câștigat, cam de 3 ori mai mult decât am câștigat noi. Deci fiți atenți, am făcut așa un mic calcul și la fiecare, dacă punem o medie de 2100 câștig și fiecare cu 6000, iese un procent de câștig de 35%. Păi nu, hai să calculăm cu suma... Exactă? Ok. Exactă și cât am câștigat. Deci acum fiți atenți ce diferență! Bilete necâștigătoare și bilete câștigătoare! Cum așa? Deci, procentajul câștigului nostru este de 32%, ceea ce e foarte puțin. Asta e procentajul pierderii, mai bine spus, nu al câștigului. Ceea ce este că din 1000 de euro, noi am câștigat 350, iar ei au câștigat 650. Adică noi n-am câștigat, noi am pierdut, da, 650 de euro. Ei au intrat în profit cu 650 de euro la fiecare 1000 de euro. Așa că, prieteni, noi nu recomandăm să cumpărați astfel de bilete. Mai bine faci orice cu banii decât să dai pe prostiile astea. Ăsta a fost doar un experiment ca să vedem rata de câștig, ceea ce vedeți că nu e în favoarea noastră.
Și încă un foarte important detaliu, o bună parte din aceste bilete sunt gen pe zero. Adică tu iei un bilet cu 20 de lei moldovenești și câștigi 20 de lei moldovenești. Ceea ce este că tu ești pe zero. Adică dacă ar fi care sunt câștigătoare, acolo ar fi încă a treia parte din a treia parte. Eu cred că ar fi atât. Nu uitați că în partea a doua, dacă se adună la acest video 100.000 de like-uri, o să cumpărăm 5.000 de bilete din România! Prieteni, dacă tot nu am câștigat 100.000, măcar să avem 100.000 de like-uri la acest episod. Așa că apăsați tonul de like pentru că asta măcar va compensa efortul, timpul și banii pierduți pentru acest episod. Și cum spuneam la început, videoclip la piesa Milion o să mai aștepte un pic pentru că n-am câștigat milionul. Cu voi a fost Eugen, Silviu și Adi. Ne revedem foarte curând! Pica, 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 ceu, pica.